porțile Salinei Slănică au fost luate cu asalt de toate firmele de dezăpezire din sud-estul țării. Dacă îndrăzneai să intri în fața cozii uriașe din fața societății, riscai să fii linșat de cei care așteptau de două zile să încarce sarea necesară dezăpezirii. Acesta este și motivul pentru care străzile Ploieștiului au rămas cu tone de zăpadă aproape toată perioada zilei, provocând mari bătăi de cap șoferilor. Potrivit directorului tehnic al RASP, Vasile Ionescu, cei de la Rosal nu au avut timp să stea la rând la Salină, iar Ploieștiul a rămas fără sare solidă la dezăpezire. Mai mult decât atât, cele 19 utilaje de dezăpezire scoase de astăzi dimineață de Rosal au fost insuficiente pentru a îndepărta cantitatea însemnată de zăpadă de pe străzi. Este ora 11, domnule director. Câte utilaje sunt acum la dezăpezire în Ploiești? În acest moment sunt 19 utilaje care acționează numai în lamă. O să intrăm și să intervenim și cu materiale drapant când se mai oprește ninsoarea și viscolul. Pe parcurs se mai duc într-adevăr la încărcat ca să nu se formeze podul de gheață pe străzile, în primul rând cele principale. S-a acționat foarte puțin aseară, că a început de la ora 24 ninsoarea și s-a acționat într-adevăr puțin pe străzile secundare, dar odată cu oprirea ninsorii vom interveni și pe cele secundare cu utilaje. Deci până acum nu s-a dat cu niciun fel de material antiderapant? A fost acționat cu material antiderapant până la ora 6-7 când a început traficul și după aceea am intrat mai în lamă datorită viscului care a apărut. Da, și spuneați că nu sunt de ajuns cele 19 utilaje și că societatea Rosal este nevoită să mai închirieze? Are posibilitatea, conform contractului, să închirieze și vor închiria utilaje grele, buldo și alte utilaje cu lamă, să acționăm când se oprește zăpada spre după amiază și în cartiere. Păi și până acum de ce nu l-a închiriat? Știind că vine codul portocaliu? Sunt... ei le au, dar l-au programat pentru după amiază. Așa au fost ele prognozate, știind că, într-adevăr, că era codul portocaliu, dar cele care le au actuale nu poate să intervină în cartier, fiind lamele foarte mari. După părerea dumneavoastră, cum arată străzile? Toți șoferii se plâng că este jale. Asta e pe perioada de iarnă și când ninge. Să nu spuneți că vara nu e ca iarna. Nu, sau iarna nu e ca vara. Nu vin eu peste altele. Încercăm să le menținem practicabile pe cele importante, axele centrale și imediat intervenim cu materiale de drapant. Restul, conform tuturor instrucțiunilor și a contractului, de la oprirea ninsorii se intervine la maxim 5 ore, 6 ore. A, deci străzile, să spunem, secundare trebuie să aștepte 6 ore după oprirea ninsorii ca să nu, se înceapă? Nu spunem atât, pentru că avem material antiderapant, imediat mai intervenim și cu material antiderapant, numai cu lame, să curățăm zăpada și eu zic că în 2-3 ore după ce sunt finalizate cele principale, se intervine și în cartiere, dar ține cont și de utilajele care vor veni la schimbul 2 închiriate. Ploieștenii au fost extrem de nemulțumiți de starea drumurilor, plângându-se de faptul că autoritățile nu și-au făcut treaba. Da, am văzut că au trecut mașini. Și se circulă bine? Da, e ok, deocamdată. Cu mașina pe care o aveți, da? Da. E groaznic, nu, ce să mai... ce să zic? Nu, trebuie mai bine. Trebuie să... mai trebuie lucrat, da, o? Trebuie mult mai mult. Mult mai mult lucrat. Au dezăpezit autoritățile? Nu prea. Toată lumea se plânge că drumurile sunt jale. Ce să facem? Asta e situația. Nu s-a așteptat nimeni, cred. Păi s-au așteptat că au dat cod portocaliu. Știu că au dat, dar probabil că contractele, cum să vă zic eu dumneavoastră, s-au terminat și probabil că cu firma de dezăpezire nu mai au contract. Eu știu. Cum este drumul? Foarte rău. Deci câteva artere dezăpezite în tot orașul, restul este să circulă foarte greu. Varză. Păi primarul ne-a trimis și poze, ne-a trimis la, ce... la Radio Best FM că da. Se dezăpezit nu și știu, la negru. Nu știu ce a făcut primarul, dar nu se vede nimic. V-am spus doar câteva străzi principale, atât. În rest, se circulă extrem de rău. Asta e situația. Mulțumesc, mulțumim. Cum vi se par străzile? Necurățate, ca de obicei. Deci nimic nou? Nu au acționat cu nimic. Ce macină mașinile. Cum vi se par drumurile? Ca de obicei, ne-a nepregătite totdeauna, adică știm din timp,
dar facem la sfârșit. Drumurile sunt bunicele, zic eu, dacă ai ce trebuie. Și un pic de experiență și tot. Dar nu vi se pare că sunt curățate cum ar trebui? Nu, asta nu. Nu. Este adevărat, dar suntem în România. Da, și v-ați resemnat, nu? Da, bineînțeles. Dar la ce să mai mă aștept? La nimic, doamnă. La absolut nimic. Mulțumim. Primarul Adrian Dobre îi contrazice însă, afirmând într-o intervenție telefonică la Radio Best FM că străzile din Ploiești au fost curățate. Ca să susțină această afirmație, primarul a trimis redacției noastre numai puțin de 70 de fotografii cu străzile din oraș. Pe DN1, cel mai grav accident s-a petrecut în zona Liliești, unde echipajul unei ambulanțe a oprit ca să vadă dacă pasagerii unui autocamion cu remorcă aflat pe marginea drumului, după o derapare, au nevoie de ajutor. În acel moment, 4 autoturisme care circulau în spatele ambulanței au intrat în coliziune. Conducerea județului ne spune că toate drumurile naționale de pe raza Prahovei au fost curățate la ora 11, circulându-se normal pe toate rutele. Sunt pe DN1 și este la negru, am filmulez de pe DN1A și este la negru. Deci nu avem probleme în momentul ăsta. Au fost, într-adevăr, mai multe probleme dimineață. Nu neapărat din cauza drumurilor, cât a celor la care n-au fost ei pregătiți pentru anotimpul acesta. Poliția județeană a stabilit restricții de trafic pentru autovehiculele cu masă mai mare de 7,5 tone pe DN1A la Vălenii de Munte.